Salutare, gașcă! Eu sunt Mibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și cred că asta o să fie pentru ultima oară când zic aceste cuvinte. Și nu știu dacă vă pare rău sau nu, însă așa a fost să fie. Ăsta este ultimul meu vlog și am vrut să discut chestiile astea cu voi, să vă spun de ce am luat decizia asta. N-am cum, frate, n-am cum, lăsați! Lăsați-mă în pace, hai că nu... Cât m-a ținut? Nici 30 de secunde. Nu m-a ținut să vă mint. Ce ați făcut, mă? Plecați de aici, că nu scăpați așa ușor de mine. Da, azi o să fie ultimul meu vlog, însă o să fie un prank. Pentru că știu că voi efectiv iubiți prank-urile noastre, le adorați, ne spuneți că suntem cei mai tari la prank-uri și că vreți multe prank-uri non-stop. Nu există zi în care să văd minim 5 mesaje de la voi în care să-mi spuneți vrem prank-uri, când mai postați prank-uri și așa mai departe. Așa că, dacă tot vreți voi prank-uri, prank-uri, prank-uri în sus, prank-uri în jos, de ce nu să vă fac vouă un prank și să vedeți și voi cum este atunci când vi se face un prank. În momentul ăsta în care eu filmez, voi sunteți super, super, super prank-uiți și vă iubesc, să știți. Deci am primit la mesaje și am postat story-ul în care vă anunț că mă las de YouTube acum 5 minute. Înainte să vă povestesc așa despre ce este vorba și să nu vă mai țin în ceață, v-aș ruga să rupeți acolo butonașul de like pentru că știu că vă plac prank-urile. Rupeți acolo butonașul de like, dați mare share vlogului ăsta dacă vreți să mai facem prank-uri și scrieți-ne în comentarii cât mai multe idei de prank-uri și cine știe, poate chiar o să facem ideea ta. Să ne înțelegem, eu acum 5 minute am pus un story în care v-am anunțat că vlogul pe care îl postez azi este ultimul meu vlog. V-am spus că mâine la ora 11 postez vlog și că am ceva important să vă spun. Însă nu v-am spus că o să fie ultimul vlog. De ce am luat decizia asta și cum s-a întâmplat, vă povestesc mâine în vlog. Ultimul meu vlog. Mamă, ce dramatic! Ce? Am postat și deja am primit foarte multe chestii, multe mesaje, mulți nu știți despre ce este vorba, v-ați super panicat și asta mi-arată pentru a nu știu câte oară că am cea mai tare comunitate, deci jur, sunteți absolut geniali și vă super iubesc și vă mulțumesc pentru toată susținerea și pentru tot, dar trebuia să vă prank-uiesc și pe voi, așa un picuț, păi dacă tot voi vreți prank-uri, 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 hai să vedeți voi cum e. Deci vă spun că o să fie unul dintre cele mai tari prank-uri și sunt sigură că nu vă așteptați la chestia asta. Am tot buzuie telefonul de când am postat chestia asta, ca să ne înțelegem. În tot scrie Carina. Carina, care e super cunoscută printre bibișorii mei, e mâna mea dreaptă, mă ajută oricând am nevoie. Și deja nu i-am spus absolut nimic. Deci Carina îmi tot scrie că ce-i cu postarea aia, că nu înțelege despre ce este vorba, că mă roagă să o sun ca să-i explic. Și multe, multe alte mesaje. Și mi-a zis că tot primește de la bibișori. Doamne, cât mi-a scris. Că tot primește de la bibișori multe vocale și că multe mesaje și așa mai departe și că mă roagă să-i explic asta, poate să le zică mai departe. Mi-a trimis un vocal pe care l-a dat o fată în fanpage. Păi dacă nu mai face vlog, eu la ce mă mai uit? Eu la ce mai râd? La ce mai plâng? La ce mai zâmbesc? Ce se întâmplă? Vai, Doamne, cât de drăguț, nu pot să cred. Aoleu! Vai, Doamne, mi-e frică! Eu știam că am cea mai tare comunitate și că mă super iubiți și mi-apreciați munca și vă sunt tare recunoscătoare pentru chestia asta. Nici n-aveți idee cât de mult vă iubesc și cât de recunoscătoare sunt în sufletul meu pentru fiecare fanpage și pentru fiecare like pe care mi-l dați, fiecare comment contează atât de mult pentru mine și sunteți absolut minunat și vă mulțumesc. Doamne! Ce emoție am! Credeți că parcă la niciun prank n-am avut emoțiile astea? Baby, am emoții. Rău! Deci eu o să mă uit la mesajele voastre și o să aleg câțiva pe care să-i sun și pe care o să-i prank-uiesc. Așa că nu știu, hai să vedem ce fanpage-uri alegem aici. Ia să vedem, să vedem, Doamne! Ia, mă sună Carina! S-o pun în vlog? Ia, hai să vedem ce zice! Ah, nu că vine să râd! Da, iubita? Nu, de ce? Cum adică? E decizia mea. De unde până nu e decizia asta? Nu mai pot. Ai vorbit cu mami, cu Anton, înainte să iei decizia asta? Da,
vorbit și îmi respectă decizia asta și sper de asta o să fac și un vlog în care o să le explic bibișorilor că, na, asta e decizia mea și sper să mă înțeleagă, pentru că nu mai pot, frate. Am început și facultatea, mi-e foarte greu, ba să mă împart și cu muzica și cu proiectele, vreau să lansez piese noi și nu, chiar nu mai pot, jur, non-stop am stresul ăsta în fiecare săptămână că să postez vloguri noi și așa mai departe. Da, dar o să mă înțeleagă dacă mă iubesc, nu? Tu ce zici? Da, o să te înțeleagă, dar nu știu cum atâta dezamăgire o să fie, pentru că e practic, și eu te-am avut ca model de când eram mică. Mai, ce drăguț, chiar apreciez, apreciez mult de tot, dar... Na, asta e decizia mea și nu știu, adică chiar simt nevoie. Mai ales acum când ești pe val la tot, ai făcut și un milion pe Instagram, mai ai zis faci pe YouTube. Oamenii o să... Ba da, mai, stai să zic că oricum, adică nu mă las de tot, o să mă las poate un an, dar după revin, adică nu e ceva sigur, dar doar pe YouTube, dar cu muzica și pe Instagram continui. Tu ce zici? Eu cred că nu faci bine ce faci. Uite, am avut și eu, exact ca tine, o perioadă când am vrut să mă las de muzică, să trec de la extra music, pentru că da, 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 știu, și știi că mereu te-am susținut și cum să te lași, Doamne ferește. Păi și îmi zici mie, dar te lași tu? YouTube-ul ăsta, cred că te face, îți aduce un beneficiu, dar te iubesc atât de mulți copii. Uite, deci nu mai mie, mi-am spus acum o grămadă de copii, deci îmi bubuie mine, că te-am dat poliție. Da, am văzut că mi-au scris mult, da, mulți, dar n-am. Ai, măi, liniștește-te, Doamne ferește. Nu știu, uite, eu acum aveam lumina pusă, voiam să filmez un vlog să le explic oamenilor ce și cum. Și ce să le zici? Că mă las de YouTube, pur și simplu. Și pe story ziceai că tocmai ziceai cum să continui și așa mai departe. Păi da, continui, dar... Nu mai te-a supărat pe tine ceva sau cineva cu să iei decizia asta? Nu, hai că hai să te sun pe video un pic, pot? Stai un pic. Hai că acum voiam să... Ia uite, ia uite, măi, dar ce drăguță ești tu, de unde vii așa machiată, parfumată? Mulțumesc, vin din mor. Da, da, uite, eu pumpăsesem lumina, vreau să filmez și să le zic oamenilor. Da, verde în față, efectiv, na. Că nu mai vreau să fac chestia asta. Mami, de fiecare dată știi că m-a susținut și îmi respectă decizia și n-am fost de acord nici an, nici Anto. N-am fost de acord. Poftim? Anto se lasă și el? Nu, ea n-are nicio treabă, o să continue, dar ei n-au fost de acord, dar îmi respectă chestia asta. M-au înțeles, au zis că dacă nu mai pot și vreau să mă focusez doar pe muzică și așa mai departe, că na, e în regulă. Tu nu te gândești că copiii o să te dezamăgești? Niciodată n-am fost supărat cu mine, dacă faci chestia asta, nu pot să fiu supărat, o să fiu dezamăgită. Dar nu vreau să vă dezamăgesc, vreau să mă înțelegeți că mi-e greu, chiar mi-e greu și nu mai pot să fac față la toată treaba asta. Da, dar uite, că ai format o comunitate atât de mare, atât de frumoasă, deci mie mi-au scris acum atâția bebișoare, ce le zic eu acum? Na, nu știu, că trebuie să-mi respecte decizia. Îi lași bată dintr-o dată, așa? Ei, da. Uite, o scrie... BBX Pretty, Little Angel Baby, am un bonus pe Mac, mi-e uite, alu, ceva noutăți de la Baby, ce le zici acum? Păi și tu ce ești așa panicată? Păi de ce te interesează așa? Pentru că ești important pentru mine. Și ce la tine, tot ce faci, în primul rând, dacă făceai vreo prostie, se zice că nu mă interesa, dar faci conte de calitate, ăsta atâția copii care te iubesc, care te urmează și pe tine și pe Anto. Da. Adică nu pui nimic rău pe YouTube. Pui lucruri bune și copiii te iubesc. Da, știu asta. Am un fanbase
huge, uriaș și știu că o să-i dezamăgesc, da? Eu zic să te mai gândești. Da, ce să fac? Știu că o să-i supăr pe mulți dintre ei, am unul dintre cele mai mari fanbase-uri și chiar îmi sunt atât de alături la fiecare pas și... Na, da. Dar n-am ce să fac, frate, trebuia să-i prank-uiesc într-un fel! Vor prank-uri non-stop, non-stop, dă-le prank-uri! Te-am pregătit! Care nu ești, am prank-uit! Mă, tu, tu ești prima victimă, din păcate, n-am ce să fac, acum urmează să sunt. Mamă, dar ce erai, dar aveai ochii așa tulburi și erai, nu mai știi ce să zici și panicată și de ce te lași și de ce faci asta și... Mă, dar să șefa la bibișor de când era mică. Aia e! Deci vreau să se întâmplă ceva, toți vin instant ca mine, păi bibișori știu că tu ești mâna mea dreaptă. Mă așteptam să-mi dea acolo multe mesaje și așa, dar nu mă așteptam să mă și suni. Mamă, când m-ai sunat am zis, aule, cum... Poți să... Și vedeam că vorbești, că erai nervoasă pe mine, tu ca niciodată am zis, mă, cum fac să-i văd reacția într-un fel? Hai că zic... Când am auzit că zici că și Rodi nu ce respecte și ce eram, cum mai poate să respecte Rodi? Hai că e prima, hai să faci, hai așa, hai acolo, hai dincolo, cum? Da, mă, da, da, uite, stăteam și mă gândeam dacă aș lua vreodată decizia asta și nu... Nu aș lua-o, nu scap oamenii așa ușor de mine. Nu, măi, mami chiar mi-ar respecta decizia asta. Dar cum să iau decizia asta când asta e viața mea? Cum pot să fac așa ceva? Ceau, să cu nebunilor, stați, parcați. Mă gândeam, mamă, cum să te sun pe video. Hai să-i zic că filmez vlog despre chestia asta. Ce să mai... Hai că e bine. N-am fatală pe ziua de azi, gata. Kiss you. Love you. Nu, nu, păi și... Nu, nu ne spune nimic. Este pentru prima dată când o să te pun să-i minți pe bibișori. Prima și ultima dată, promit. Promit, nu le spui nimic, am vorbit cu tine. Până mâine, la ora 11, adică acum când voi vedeți vlogul. O să-i spun mașuri câțiva din ei o să știe. Da, o să-și dea de vedere. Dar las că încerc eu să vorbesc cu ei. Așa, ok. Bine. Hai, te-am pupat, mă duc să mai fac alte victime. Nu, mai gata. Pup! Pa, Carina! Vai, Doamne, nu se poate, nu se poate. Genială, Carina, genială. Am venit să credeți, prank-ul ăsta o să fie o mare nebunie. Mă sună Carina. Da. Am primit și eu, am primit notificări de pe grupul mare de pe Instagram că, frate, eu am crezut că e prank, noi o susținem indiferent de ce decizie va lua. Exact, o să-mi fie dor de asta, e probabil va reveni după facultate. Și eu i-am dat mesaj, dar nu a răspuns, sper să nu fie nimic grav. Noi o susținem indiferent de ce decizie va lua, exact, contează ca ea să fie bine. Ce drăguț. Sunt foarte drăguț, dar nu am să mă supărați. Ce drăguț, măi, nu vine să cred, Doamne! Vă iubesc, măi! Vai, hai! Ai apucat să sun pe cineva? Cum? Ai apucat să sun pe cineva? Nu, acum sun. Mă, o poftă! Mulțumesc! Hai că sun acum! Vedere, pupi, pam! Ia să vedem, uite, vreau să scriu acestui fanpage care mi-a scris... Mi-a scris niște mesaje așa drăguțe. Ești ok? Ce s-a întâmplat? Ești bine? Sunteți bine tu și cu Antonio? Cât de drăguț! Hai să-i scriu, sunt multe de explicat. E ok dacă te sun pe camera să vorbim? Îmi e greu să scriu. Ce faci? Cum te cheamă? Ana.
Ana, îți mulțumesc din suflet, am văzut acolo că ai un fanpage foarte drăguț pentru mine și că mi-ai lăsat acolo multe mesaje și eu acum filmam pentru YouTube, le explicam, gen pentru vlogul pe care îl postez mâine, le explicam oamenilor de ce mă las de YouTube, probabil l-ai văzut. Da. Și na, mă gândeam că dacă tot mi-au scris, mi-a venit ideea asta, dacă tot mi-au scris mulți urmăritori, să văd și părerea voastră, gen, vouă cum vi se pare? Doamne ferește, am fost uimită să văd așa de la tot și șocată. E șocată, dar nu știu așa, ce părere ai, te bucur sau? Nu, deloc, adică nu, chiar. Deci nu ai vrea să mă las de YouTube? Deloc. Păi și nu știu, dacă pur și simplu, na, asta e decizia mea sau asta vreau să fac, ce părere ai? Na, dacă e decizia ta, ce respect. Măi, cât de drăguță ești! Și cum ar fi eu acum să zic că ți-am făcut un mare prank? Ți-am făcut prank, nu mă las de YouTube. Dacă tot voi în sus și în jos vreți prank-uri, vreți prank-uri non-stop, am zis hai să mă prank-uie și eu cum că mă las de YouTube. Mi-ați dat nouă. Exact. Te pup, Ana. Ești o scumpă. Ce faci? De ce plângi? Nu! Doamne, nu plânge! Pot să te întreb ceva? Sigur! O știi pe Zorafina Alexandra? Îmi sună cunoscut numele. E mătușa mea! A, ce drăguț! De ce plângi, măi, frumoasă? Nu plânge, te rog! De ce plângi? De ce te-ai emoționat? Spune-mi! Doamne, nu vine să cred, te iubesc și ești o scumpă și îți mulțumesc. N-am plâns foarte mult, o mine ca că s-a adunat concertul ăla de pe 3 octombrie. Da, știu și eu îmi doream din suflet să se țină concertul și îmi pare extrem de rău. Știu că mulți dintre voi ați fost foarte supărați, de asta nici nu am anunțat oficial de concertul de pe 3, adică eu n-am postat niciun story pentru că nu eram sigură dacă se face și ce-i drept, așa a fost, nu s-a ținut și îmi pare extrem de rău, știu mulți dintre voi mi-ați scris, deși nu vă anunțasem de concert, mi-ați scris că de ce nu se mai ține și îmi pare rău. Îți mulțumesc mult de tot pentru susținerea asta frumoasă. Te pup dulce. Pupici, pa! Ia să vedem, hai să mai sunăm pe cineva. Aoleu, Doamne, n-aveți idee ce emoție am. Bună! Bună! Uite, te-am sunat. Stai să-mi dau și telefonul mai încet. Ah, da? Sigur. Am văzut că mi-ai lăsat acolo multe mesaje legate de postarea pe care am făcut-o, că mă las de YouTube. Și acum filmam un vlog pe care o să-l postez mâine, despre care vă spuneam, în care, na, vă explicam motivul pentru care mă las de YouTube și așa mai departe. Și că am văzut că scriu mulți bibișori, m-am gândit, na, să vă întreb și părerea voastră. Nu știu, și te-am ales pe tine. Cum ți se pare ideea asta că, na? Eu te înțeleg, adică eu o să te susțin indiferent de alegerile tale. Te înțelegem că nu ai timp și că ai foarte multe de făcut și că ai piese de făcut și de postat pe Instagram și facultatea și tot ce ai tu și viața personală și te înțelegem perfect noi, adică eu o să te susțin indiferent de ce alegere vei lua tu. Ce drăguț, îți mulțumesc, ești o scumpă, dar nu știu, tu așa te bucur sau nu știu, ce mi-ai spune dacă aș putea oarecum să mă răzgândesc? Nu știu, zi-mi ceva, fă-mă să mă răzgândesc, sau... Îți dai seama că nu mă bucur, dar nici nu pot să mă împotrivesc alegerii tale. Dacă te-ai reîntoarce, normal că te-am susține cum făceam și înainte. Ți-am pune vlogurile pe story, am distribuit, am dat like și... N-ai supărat? Nu știu, sau... Da, mă
desfășurat, adică, nu știu, la vlogul de tare râdeam, când era ceva trist, plângeam cu tine, mai ales când ai avut accidentul, am plâns la vlogul acela, zic sincer. Ce drăguț, dar te văd că ai lacrimi în ochi. Nu am lacrimi, dar sunt... Ba da, măi, nu plânge, te rog! Măi, nu vreau să vă fac să plângeți! Măi, ești o scumpă, te rog, nu plânge! Chiar îți pare rău că mă las de YouTube, nu? Da. Și mă bucur din suflet că spuneai că râzi cu mine, plângi alături de mine. Nu știu acum, de exemplu, ce reacție ai avea când ți-a spune că e un prank! Nu cred. Dacă tot voi ați vrut prank-uri non-stop, m-am gândit să vă prank-uiesc pe voi, așa că v-am făcut un mare prank! Doamne! Deci am fost seara asta și că am fost așa... Nu știu, am avut toate stările posibile, jur. Ești o scumpă și îți mulțumesc mult de tot. Și tu. Mulțumesc din tot sufletul. Vă iubesc foarte mult pe toți. Sunteți absolut geniali. Și noi te iubim și chiar meri susținerea asta multă. Doamne, ce am făcut ca să vă meri? Doamne, nu înțeleg. Păi, muncești în fiecare zi, faci atât de multe lucruri pentru noi să ne faci fericiți, faci piese frumoase, vloguri frumoase, pui pe Instagram, vorbești cu noi, ne dai sfaturi, faci TikTok-uri, ne dai like-uri la edituri și toate chestiile astea și normal că meriți. Mulțumesc mult, foarte mult, vă sunt extrem de recunoscătoare, nici nu vă imaginați cât de recunoscătoare vă sunt, că sunteți alături atât de frumos. Bună! Bună! Ce faci? Bine! Uite, nu te țin mult, voiam să-ți spun că eu acum filmam un vlog, am văzut vlogul pe care îl postez mâine. Legat de ultimul vlog, de ce mă las de YouTube. Ideea e că am văzut că foarte mulți mi-ați scris, foarte mulți dintre voi, multe, foarte multe mesaje. Cred că și tu știi de pe grupuri și așa mai departe. Păi da, am văzut că și tu mi-ai scris și am ales așa câțiva bibișori. Să vorbesc deschis cu voi despre treaba asta și să văd părerea voastră. Ce părere aveți voi că mă las de YouTube? Deci, nu știu, tu ce părere ai? Părerea mea, păi, pe o parte, normal că te înțelegem și știm că ai foarte multe lucruri pe cap și toate treburile astea noi înțelegem perfect și, nu știu, noi ne punem în locul tău și pe o parte te înțelegem, dar pentru noi rămâne un gol și chestia asta. Nu știu, dezvoltă așa un pic chestia asta, dacă ar fi, nu știu, acum să mă faci să mă convingi că nu trebuie să mă las de YouTube. Nu știu, ce mi-ai spune? Că te iubim mult și că mereu te-am susținut și te-am urmărit din tot sufletul și... Nu știu, e așa ceva aparte pe care nu pot să... Nu știu, mă simt așa. Cum te simți? Nu știu, mă simt primit ciudat și că n-am... Ești bucuroasă că mă las de YouTube sau... Deci ăsta ar fi ultimul lucru la care m-aș putea gândi. Nu știu, am zis și eu așa, că cine știe. Sunt curioasă dacă printre, urmăritorii mei se bucură oamenii. Deci, ție îți pare rău oarecum, nu? Normal. Pentru mine, nu știu, e acolo ceva. Ce ceva? Nu știu cum să zic. Un gol, a? Că și eu simt că e un gol. N-ar mai fi la fel. N-ar mai fi la fel, nu știu. Să văd acolo notificarea în bară, acolo. Vivi oficial a postat un vlog, nu știu, ceva acolo, prank-uri, orice. Prank-urile ți-au venit prima dată, prank-urile îți plac, a? Da, nu știu de ce. Păi dacă îți fac prank-urile atât de mult, aș putea să zic oarecum că, ai fost prank-uită! Și o să vezi notificarea aia în bară cu îmi sună abonații și le spun că m-am lăsat de YouTube. Prank! Yes! Ai pus acolo la story și l-ai întrebat pe Antonie dacă să-i mai faci.
faci prank-uri, pe cuvântul meu, că ai ieșit acolo pe cine să mai prank-uri. Și mi-a zis în cap, pe noi ne prank-uiești. Vai, nu cred. Uite, cineva care poate s-a prins așa un picuț. Mulțumesc mult de tot. Te pup, pupici, pa! Și eu, pa! Acesta a fost vlogul, Doamne, nu... deci vă jur că nu mă așteptam la reacțiile astea, ați fost absolut minunați, ați fost geniali, am cea mai tare comunitate ever and forever, nu mai există oameni atât de mișto precum bibișorii mei. Deci acesta a fost vlogul, rupeți acolo butonașul de like pentru că știu că v-a plăcut, vă cunosc destul de bine, știu că vă plac prank-urile, asta e, trebuia să fiți și voi prank-uiți, nu? Păi nu numai eu, nu numai Anto, să vedeți și voi cum e, da? Să vedeți și voi, să treceți și voi prin stările astea. Ați spus că trăiți fiecare vlog alături de noi, iar chestia asta înseamnă foarte mult pentru noi. Ați spus că plângeți alături de noi, că râdeți alături de noi. Hai să o facem până la capă, nu? Vă super iubim, sunteți familia noastră minunată de aici, de pe internet. Ia v-am pupat tare, tare, tare. Mua! Și nu este ultimul adio, pentru că ne vedem data